Cu această ocazie, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a pregătit peste 1200 de pachete care sunt împărțite membrilor comunității cu posibilități materiale reduse, dar și văduvelor. Pachetele conțin carne, ulei, făină, zahăr și orez. Produsele alimentare au fost achiziționate cu banii strânși din donațiile membrilor UDT-TMR. Anul acesta, musulmanii din întreaga lume sărbătoresc în zilele de 24, 25, 26 și 27 septembrie Kurban Bayramul, sărbătoarea sacrificiului. Cu prilejul acesteia, musulmanii trebuie să se împace, să fie uniți și să se gândească la cei săraci, la cei care au nevoie de ajutor.